Salutare tuturor și bine v-am găsit la episod de Minecraft. De bine, n-am mai văzut foarte, foarte mult timp Minecraft. Știu că acum un an sau doi obișnuiam să postez foarte des Minecraft, mai ales în perioada sărbătorilor, nu știu. Îmi plăcea toată atmosfera aceea de pe servere și de tot ce era pe Minecraft. Era foarte, foarte tare. Și astăzi un fan mi-a făcut o mapă, Would You Rather. Și pe canalul, mă rog, pe canalul, știți că avem noi proiectul acela cu 5 Gang pe canalul meu de vlog, mă rog, nu e doar pe canalul meu de vlog, dar va apărea și un episod de Would You Rather postat de Vasco, dar noi astăzi facem Would You Rather pe Minecraft. Dacă vom strânge multe like-uri la acest episod, vă promit că o să mai postez Minecraft pe viitor, poate să facem niște colaborări cu mai mulți youtuberi, cum ar fi, nu știu, Pain, Samehawk, Ase Mădălin, depinde câte like-uri strângem la acest episod. Dacă strângem multe like-uri, vom mai posta Minecraft și v-aș ruga înainte ca acest episod să înceapă, să apăsați și pe clopoțel ca să fiți la curent cu toate postările mele noi. Bun, fără de introduceri, hai să intrăm în această minunată hartă de Would You Rather. Această mapă este făcută de Matei și de Alex. Vreau să le mulțumesc foarte mult pe această cale. Ok, salut și bine ai venit la prima mapă făcută, joacă cu Game Mode 2. Ok, Game Mode 2. Adventure Mode, ok. E groasă treaba. Credit by Cassian MC, mie e prea greu să citesc, apasă, nu vreau să apăs acum. Apasă toate butoanele, ok, time set day, game mode 2, am pus keep inventory, foarte important, ne luăm niște armură. Pac, pac, bă, dar nu, trebuie să-i dau așa, ok. Stai că nu mai știu cum se joacă acest joc, ok. Nu sunt bun la design, bă, până acum mapa asta, a zice că arată destul de bine. Mapa este testată după ce ai citit tot, sare cea la stânga, apasă, dacă apăs aici. Să nu sunt expert, dar pentru favoriții mei fac orice. Singura regulă este have fucking fun. Ok, mersi foarte mult că sunt favoritul tău sau așa, dar hai să începem această artă. Ok, avem și un brick slab și un barrier. Nu știu ce facem cu chestia asta, nu cred că e important. Dar, ok. Ce ai alege dintre? Would you rather? Să nu mai poți să faci YouTube, să nu mai poți să joci Minecraft. Să nu mai joc Minecraft pentru că, da, adică, nu fie mult mai ok. A, jocul nu se aude, ce păcat, ok. Ce alege dintre? Să fii înțepat de o albină sau să fii înțepat de un țânțar? De un țânțar, mult mai bine de un țânțar, aș putea spune. Ce alege dintre? Să ai $1,000,000, să primești fiecare zi $40, ok, asta e mai complicată. Hai să vedem, scoatem noi foarte rapid calculatorul aici să facem această operație, pentru că noi nu știm matematica așa bine. Bun, vă facem 1 milion împărțit la 40, ne-ar lua 25.000 de zile să facem $1,000,000, așa că aș vrea $1,000,000 din start, frumos, fără să stăm. Ce preferi dintre școală în timp de toamnă sau școală în timp de primăvară? Băi, e greu, e foarte greu. Azi școală în timp de iarnă și primăvara să n-am școală ar fi mult mai ok. Bun, ce alege dintre? Să auzi și să nu poți vorbi. Să poți vorbi, dar să nu auzi. Păi nu prea ai de ce să vorbești dacă, gen, nu știu, dacă, nu poți să vorbești fără să auzi nimic, pentru că ai vorbit degeaba. Dar să auzi fără să poți vorbi ar fi tot aiurea, dar mai bine auzi ceva și faci din semne sau abar n-am. Ok, dar nu știu ce frate cu piesa asta de Crăciun, că e tristă rău, mă apucă. What? Băi! Ok, perfect. Ce alege dintre? Să nu mai faci YouTube toată viața. Ok, stați așa că e groasă. Să faci școală toată viața. Să faci școală toată viața și să fac YouTube. Frate, toată aici pentru voi facem totul. Asta zic. Ok, ce ai alege dintre? Să pui mâna pe o tarantulă. Aoleu, doamne. Să pui mâna pe că... Aoleu. Păi bă, hai să ne gândim logic. Dacă pun mâna pe o tarantulă, ea poate să mă muște și să... Da, pe că pui și te speli. Adică, da, ea zice că e o variantă mult mai bună. Da, aici... ce spațiu e asta? Mă rog, nu contează. Ce alege dintre viața ta sau viața iubitei tale? Viața mea întotdeauna, ok. Ce alege între? Să mergi la doctor... Să mergi la școală. Păi, nu știu, pot să merg la doctor și fără motiv, adică, știi ce zic?
Ce alege între vlog sau gaming? Oh my god! Mi-ai zis-o, frate! Nu știu, nu știu! De-aia am și un canal de vlog și un canal de gaming, pentru că îmi place să le fac pe amândouă. Nu pot să aleg nimic între... Oh my god! Nu, 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 nu. Ok. Aș zice vlog pentru că... Nu știu, e mai distractiv. Decât gaming, numai gaming, aș prefera vlog. Ok. O mică recapitulare. Mă cheamă Casian, mă cheamă Ciprian. Casian, parcă, da. Mă pricep la design. Nu mă pricep la design. Nu mă pricep la design, așa ai zis tu. Nu văd nimic, apasă. Oh! Și asta a fost tot, să înțeleg. Dă o notă mapei. Nu știu, mai ales că nu prea am făcut așa multe mape din astea făcute de abonați. Aș da nota... I-aș da nota 8 pentru că a fost puțin cam scurt, adică am filmat doar 6 minute. Aș fi vrut o mapă ceva mai lungă, așa că accept. Vreau să-mi faceți niște mape foarte, foarte mișto. Trimiteți-mi-le pe mail, aveți acolo mail în descriere, ăla personal, ăla cu Gamios 3000, nu ăla cu Trending Influencers. Gamios3000@gmail.com e adresa, trimiteți-mi mapele făcute de voi și noi le vom juca pe viitor dacă o să se strângă multe, multe like-uri. Vrei să fim prieteni? Nu știu, mă mai gândesc. Ți-a plăcut? Da. Mai vrei mape de la mine? Da, de ce nu? Ok, și bănuiesc că asta a fost tot, nu mai avem nimic de făcut, foarte, foarte important. Ok, de ce nu pot să schimb camera? Vreau să schimb camera. Cum schimb camera? Tagger perspective, V. Ok. Dar stai să-mi dau armura asta jos, frate. Deci, cât de vechi e skin-ul ăsta, frate? Vreau să-mi scrieți în comentarii câți dintre voi îmi știu skin-ul ăsta al meu vechi de câțiva ani. Cred că l-am de vreo 3 ani cel puțin, frate, skin-ul ăsta. Spuneți-mi câți dintre voi știți acest skin și aici vom încheia și noi acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel buton de like. Eu am fost Gami, iar ne vom vedea data viitoare. Pa!